sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. PAS anunță că urmează să înainteze în Parlament o inițiativă legislativă care ar putea micșora prețurile la carburanți în contextul în care acestea cresc în fiecare zi. Avocații adjunctului procurorului general au contestat la Curtea de Apel decizia de a-l plasa pe Ruslan Popov în arest la domiciliu. În spitalele din țară au mai rămas doar 7 locuri la terapie intensivă pentru pacienții bolnavi de coronavirus. Negocierile cu Rusia privind livrările de gaze sunt dificile, iar dacă discuțiile vor suferi un eșec, Moldova are pregătite scenarii de alternativă. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului la emisiunea În Profunzime. Igor Grosu afirmă că autoritățile își doresc semnarea unui contract până la sfârșitul lunii, iar ulterior vor fi anunțate detalii, cum ar fi prețul de achiziție a gazelor. Ne dorim să avem un contract semnat până la sfârșitul lunii cu Gazpromul la un preț bun, ceea ce ar însemna continuarea condițiilor contractului care l-am avut până acum. Partea Gazpromului are adus în discuție un subiect mai vechi legat de o datorie care istorică a părții drepte, nu vorbim de cea a părții a malului stâng, o datorie de vreo 450 de milioane care nu este clar cum s-a format în timp. Igor Grosu spune că în prezent nu există motive de îngrijorare privind sistarea energiei electrice, deși termocentrala de la Cuciurgani a transmis recent o notificare Chișinăului în care vorbește despre eventuale sistări de livrare a curentului electric. Că nu este niciun pericol de a rămâne fără energie electrică, așa numită avertizare a Cuciurganului nu are substrat și noi primim necesarul de energie electrică care avem nevoie. Pune sau nu Rusia presiune în ceea ce privește contractul de import a gazului pe Chișinău? Nu este vorba de nicio presiune. Președintele Parlamentului susține că după ce vor fi finalizate negocierile cu Gazprom și va fi semnat un contract nou, vor fi anunțate condițiile de import a gazului din Rusia. Eu nu știu detalii, se publică contractul, nu se publică, evident că noi să știm prețul, cât o să coste 1000 de metri cubi. Eu vă promit, în limitele prevederilor contractului, clar că noi o să facem publice acea informație de interes public. Sincer să vă spun, acum vă spun prima dată, m-ați intrigat, chiar o să întreb și eu ce altceva se conține pentru în contract. Pentru că n-ar trebui să aibă acest contract parafa secret. Care-i argumentarea caracterului secret? Grosu a adăugat că Ministerul Muncii va veni cu pachete sociale pentru categoriile vulnerabile, astfel încât să-i ajute pe cei cu venituri modeste să-și poată achita facturile. Totuși, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Moscova, țara noastră are pregătite scenarii de alternativă. Sunt analizate și opțiuni de alternativă în cazul în care nu se va reuși. Ucraina, România, problema nu este... Tehnic putem face acest lucru? Sigur. Cum e important e să negociem volumul și să-l putem aduce la timp. Înțeleg că prețul îl negociem în primul rând. Toată lumea acum negociază prețul. Ieri vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că un contract cu partea rusă încă nu a fost semnat și că negocierile cu Gazprom sunt dificile, întrucât Moscova are adus în discuție subiectul datoriilor pe care le are Republica Moldova față de compania rusă. În această săptămână va fi format un grup de lucru care va continua negocierile cu Gazprom pentru a fi semnat un nou contract. Avocații lui Ruslan Popov au contestat la Curtea de Apel decizia magistraților care l-au plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile pe clientul lor. Adjunctul suspendat al procurorului general respinge acuzațiile care i se aduc și susține că dosarul i-a fost fabricat, însă nu spune de către cine. În replică, procurorul de caz a declarat că a acumulat destule probe pentru a demonstra vinovăția lui Popov. Cum comentați acuzațiile, domnul Popov? Ruslan Popov a fost adus în instanță de mai mulți mascați de la SIS. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările noastre. După o ședință care a durat aproximativ 6 ore, magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana au decis să-l plaseze pe Popov în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Ruslan Popov a declarat că este nevinovat și că dosarul în care este vizat ar fi o comandă politică. Au coincis interesele mai multe grupări de interese, atât criminale cât și politice, care au decis
pentru a nu avea anumite probleme care rezultă din investigațiile pendiente la procuratură, să se debaraseze atât de Stoianovu cât și de Popov. Eu am pledat că instanța trebuia să respingă totalmente demersul procurorului ca unul neîntemeiat și abuziv. Astfel, imediat după ședință, avocatul lui Ruslan Popov a depus un demers la Curtea de Apel, prin care a cerut ca acesta să fie eliberat. Procurorul de caz nu ne-a răspuns astăzi la telefon pentru a ne spune dacă a contestat decizia magistraților de la judecătoria Ciocana. Aseară, Nadejda Busuioc spunea că are probe suficiente care să-l incrimineze pe Popov. Și se incriminează comiterea bogățirii ilicite de o persoană cu funcție de demnitate publică. Este prevăzută de articolul 330. Organul de urmare penală a acumulat suficiente probe care confirmă că această verificare efectuată de Autoritatea Națională de Integritate a fost una compromisă, ori nu au fost aplicate toate pârghiile legale pentru a examina acest caz. Ruslan Popov a fost reținut pe 9 octombrie fiind vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită, după ce mascații de la SIS și ofițerii CNA au efectuat percheziții acasă la el. Ziarul de gardă scrie că Popov este cel mai bogat procuror adjunct, iar în 2020 a ridicat un salariu de peste 397.000 de lei de la Procuratura Generală. În spitalele din țară mai sunt doar 7 locuri libere la terapie intensivă pentru pacienții COVID. Autoritățile din sănătate spun că vor fi activate paturi suplimentare, doar că persoanele cu alte maladii vor avea de suferit. La moment, ceea ce, așa cum am menționat, ocuparea paturilor constituie peste 90%, deci paturi libere sunt cu adevărat unice. Practic, suntem la limita capacităților disponibile. Aceasta înseamnă că, cu regret, din nou vom orienta toate capacitățile și eforturile pentru a oferi asistență pacienților COVID în detrimentul celorlalte categorii de pacienți. O soluție pentru a nu-i lipsi de asistență medicală necesară pe pacienții cu alte maladii, reprezentanții Ministerului Sănătății nu au deocamdată. Asta se întâmplă din motiv că numărul infectărilor cu coronavirus crește. Doar săptămâna trecută au fost înregistrate peste 9.000 de cazuri, cu circa 15% mai mult decât acum două săptămâni. Peste 90% dintre pacienții în stare gravă sunt nevaccinați. Unicul spital din capitală în care nu sunt tratați bolnavii de COVID internează de astăzi pacienții infectați. Administrația instituției medicale Gheorghe Palade spune că va activa un bloc cu peste 300 de paturi cu deschiderea treptată a locurilor. Se întâmplă deoarece restul instituțiilor sunt supra-solicitate, iar la terapie intensivă nu mai sunt locuri pentru cei în stare extrem de gravă. Odată cu decizia de a reprofila câteva secții ale spitalului Gheorghe Palade, pacienții internați aici au fost anunțați că trebuie să se mute într-un alt bloc. În locurile lor vor fi aduși bolnavii de COVID. Pacienții care sunt la moment cu diverse patologii cronice internați, de cei treptat vor fi externați, ei vor fi externați prin alte căi ale blocului curativ respectiv, iar pacienții care se internează cu COVID, ei deja vor avea alt traseu. Din cele 500 de locuri disponibile în instituție, jumătate vor fi amenajate pentru persoanele infectate cu coronavirus. Vom spitaliza pacienții COVID-19 treptat, deci după cum vor fi și adresările, dar în cadrul acestui bloc, deci avem până la 200 de paturi unde vor fi pacienții respectiv internat. Și la terapie intensivă avem 9 locuri. În fiecare salon sunt câte 3 paturi și în majoritatea sunt concentratoare de oxigen. Până a ajunge în secția COVID, pacienții vor fi internați în secția primiri urgente. Așa arată salonul din secția primiri urgente de la Spitalul Gheorghe Palade, care de mâine va interna pacienții COVID în stare extrem de gravă și care aici vor putea primi asistența medicală necesară cât mai urgent. Alte pregătiri pentru a reactiva blocul COVID nu au avut loc, spune vicedirectorul instituției, care menționează că angajații au mai tratat pacienți infectați cu coronavirus și nu au nevoie de instruire. Noi medicii, toți medicii, deci am izat pe cea că populația va fi foarte înțelegătoare, se vor vaccina și nu vom ajunge la așa situație. Cu părere de rău, lucrurile s-au întâmplat altfel. Așadar, toate cele 8 spitale municipale sunt antrenate în lupta cu COVID, iar autoritățile îndeamnă ca și cele republicane să fie implicate în tratarea bolnavilor. În prezent, spitalele republicane, cum ar fi Timofei Moșneaga sau Institutul de Medicină Urgentă, au activate paturi doar pentru pacienții COVID în stare extrem de gravă la terapie intensivă.
PAS pregătește o inițiativă legislativă care ar urma să micșoreze prețurile la carburanți. Despre asta a anunțat președintele Parlamentului la emisiunea În profunzime de aseară. Igor Grosu a mai precizat că dacă în august deputații nu intervineau în legea cu privire la piața produselor petroliere, astăzi benzina și motorina ar fi costat cu peste 2 lei mai mult. Cresc prețurile la carburanți. Astăzi s-a anunțat o nouă scumpire. Așa e. Din păcate, inclusiv așa e. Grație modificărilor care au fost făcute în Parlament de către bine, dacă nu le facem noi modificările, din calculele colegilor mei, prețul trebuia să fie cu 2 lei și ceva mai mare decât ce este acum. Partea cumva neplăcută este că se afișează în fiecare zi și asta evident că deranjează, n-ai cum să... Adică nu se mai... În acest context, Igor Grosu a anunțat că săptămâna aceasta PAS va anunța o nouă inițiativă legislativă care ar veni să micșoreze prețurile la carburanți. Nu să vedem cum putem interveni pe partea ce ține de reglementarea internă, pentru că cotațiile, bine, la procurare, la burse, noi nu le putem influența. Dar să vedem care sunt rezervele pe dimensiunea asta internă, să putem interveni în sensul evident diminuării. Deja s-a scumpit totul în septembrie și toată lumea a văzut acest lucru. Produse alimentare s-au scumpit, inclusiv pâinea s-a scumpit. Întreb încă o dată, lactatele s-au scumpit. Vorbim despre produse de primă necesitate, în special pentru categoriile defavorizate, exact, pentru oamenii săraci. Vorbeați despre faptul că Guvernul, Ministerul Protecției Sociale gândește o modalitate de a ajuta acești oameni. Guvernul, Ministerul deja elaborează, face analize pentru a veni cu alte instrumente, inclusiv care ar compensa, cum ați menționat dumneavoastră, aceste prețuri, pe de o parte este vorba de inflație, ea este determinată și de prețurile din exterior. Da, acum am asistat la cea mai mare creștere a prețurilor de materiale de construcții, spre exemplu, la materiale de construcții. Da, totul s-a scumpit. E o creștere, un boom a prețurilor pe piețele internaționale, mai ales după ce se relansează economiile după anul de pandemie, asistăm la explozia asta de prețuri. Da, există bani pentru asta? Resurse interne sunt, o să vedeți și prognoza Fondului Monetar Internațional, care a revizuit prognozele în ceea ce ține de creșterea economică. Sunt rezerve. Noi am mai oprit și niște licitații de astea așa mai idiocheate. Președintele Parlamentului a declarat că împreună cu guvernul va găsi soluții de compensare a majorărilor. Majorarea de salarii. Există vreo posibilitate să fie majorate salariile bugetare, nu să doar fiu... în sectorul medical? Da, sau... da. Nu, deci nu vreau să vin eu cu aceste noutate. E corect să vină guvernul, pentru că e munca lor și ei oricum... Dar se discută. Sigur că se discută. Potrivit lui Igor Grosu, bani pentru asta vor veni inclusiv din programele de asistență financiară din exterior. Turnurile de răcire a unei centrale dezafectate din Marea Britanie au fost puse într-o clipă la pământ printr-o explozie controlată. Operațiunea a fost filmată din mai multe unghiuri. Acestea erau ultimele turnuri ale unei centrale termoelectrice care a funcționat pe bază de cărbune. Explozia care a dărâmat cele 4 structuri înalte de 90 de metri a fost atât de puternică încât mulți dintre localnicii din zonă s-au plâns că au simțit zguduitura chiar și în locuințe. Mai multe drumuri din apropiere au fost închise înainte de demolare ca măsură de precauție. Aproape 2 milioane de chinezi au fost afectați de inundațiile masive din nordul țării. Ploile torențiale au dus la alunecări de teren, mii de case prăbușindu-se. Ploile abundente și furtunele au îngreunat și eforturile echipelor de salvare. Un bilanț al victimelor nu a fost dat publicității, dar presa a relatat că 4 ofițeri de poliție au murit în urma unei alunecări de teren. Inundațiile de acum vin la mai puțin de 3 luni distanță de precipitațiile extreme din provincia Henan, care s-au soldat cu 300 de morți.
Trei mașini s-au lovit în această dimineață la intersecția străzilor Vasile Alexandrii cu Grigore Ureche. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 8. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum o mașină care se deplasa de pe strada Vasile Alexandrii s-a izbit puternic de un automobil, șoferul căruia intenționa să vireze la stânga. În consecință, autoturismul a fost proiectat într-un alt vehicul care staționa la semafor. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă. Revoluție portocalie la înălțime. O companie aeriană din Ucraina a înlocuit tocurile și fustele creion ale stewardeselor cu un costum portocaliu lejer, cu pantaloni și pantofi sport albi. Uniforma a fost schimbată de teamă că, în situații critice, însoțitoarele de bord nu s-ar putea mișca rapid. Clișeul stewardesei sexy cu fustă mulată și pantofi cu toc, tot timpul zâmbitoare și gata să alunge orice angoasă a pasagerilor, este de domeniul trecutului. O companie aeriană privată din Ucraina a luat o decizie îndrăzneață și a dispus înlocuirea uniformelor pentru stewardese. Noua ținută include un costum portocaliu lejer cu pantaloni și eșarfă de mătase și pantofi sport albi. Alexandrina Denishenko, o însoțitoare de bord din Ucraina cu 7 ani de experiență, spune că uneori nici nu are timp să se așeze în timpul unui zbor și abia așteaptă să aterizeze pentru a-și odihni picioarele umflate după ore întregi de purtat tocuri. В туфельках, конечно, красиво тоже, я не спорю, но ножки, конечно, чувствуют это все в конце полета, а ноги отекают. В кроссовках, конечно, ну что вам сказать, классно, это максимально удобно, потому что и не находится, да, на подъеме ножка, и даже если вот идет вот это вот какой-то небольшой отек к рейсу, то это сводится к каким-то минимальным ощущениям. Но униформа есть, evident, una mult mai comodă și în caz de aterizare forțată sau de evacuare. Не дай бог, конечно, да, у кого-то случится, да, там приводнение, какая-то там эвакуация. Конечно, каблуками все-таки можно и повредить трап, вот, в юбке будет, ну, не сильно комфортно плавать. Compania a declarat că a analizat istoria uniformelor însoțitoarelor de bord și a luat decizia de a renunța la elementele descrise drept conservatoare din ținuta personalului. De asemenea, părul lung nu va mai trebui purtat strâns în coc sau în coadă. Несмотря на то, что образ бортпроводницы очень романтичный, он предполагает много физической подготовки, и ребята на борту, они также отвечают за безопасность, поэтому форма должна быть действительно комфортной в передвижении, и это было, наверное, самым важным – забота о наших экипажах. Noua uniformă va fi lansată oficial pe 22 octombrie. Compania intenționează de asemenea să lanseze o nouă uniformă pentru însoțitorii de bord de sex masculin. Un costum lejer va înlocui vestea, iar un tricou va fi purtat în loc de cămașă, în combinație cu pantofi sport negri. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!